Mii de elevi de clasa a doua din județul Bacău au susținut joi cea de-a treia probă a evaluării naționale, proba la matematică și științe ale naturii. Pentru rezolvarea celor 12 subiecte, elevii au avut 30 de minute la dispoziție. La școala gimnazială numărul 10, elevii s-au pregătit pe parcursul întregului an școlar, astfel încât să obțină rezultate bune la evaluarea națională. Cum vi s-au părut aceste subiecte? Am putea auzi câteva păreri legate de subiectele pe care le-ați rezolvat astăzi? Natalia? Subiectele care le-am dat pe la evaluare. Pe care le-am rezolvat, așa. Mi s-au părut ușoare. Ție ți s-au părut ușoare? Ia să vedem, toți copiii le-au perceput la fel, au fost toate ușoare, așa? Andrei? Subiectele de la evaluare națională clasa a doua ce mi s-au părut ușoare, dar și în același timp interesante, deoarece erau cu animale de la Păluză și Polul Nord. Aha, a fost acolo, începeau cu o poveste așa despre animăluțe de la Polul Sud și Polul Nord și asta v-a atras, să înțeleg. Dar ai spus acolo subiectele de la clasa a doua ce? Oare au fost numai subiectele de la clasa a doua ce? Carla. Nu este despre evaluare națională, că se dă la toate clasele de-a doua. Sigur că da. De-aia se numește evaluare națională, pentru că toate aceste subiecte au fost rezolvate astăzi, în același interval orar, de toți elevii claselor a doua de la noi din țară. Matematica este materia preferată pentru unii elevi, iar aceștia spun că subiectele au fost ușoare. A fost ușor și mi-a plăcut deoarece merg la concursuri mai grele de matematică și asta a fost ceva simplu pentru mine. Îți place matematica? Da. Problemele nu mi se par deloc grele deoarece învăț și știu multe. Mi s-au părut interesante și ușoare exercițiile, mai ales că matematica este ora mea preferată și m-am pregătit mult pentru această evaluare și sper să n-am nicio greșeală. Da, multe concursuri și mult mai grele față de evaluarea aceasta. Am fost la Mate Plus, la Lumina Mare, la Compet și la Gazetă. Nu am avut emoții. Mie îmi place matematica, dar la început am crezut că o să fie mai greu. Dar când am văzut exercițiile, am știut că mă voi descurca. A fost ușor și mi-a plăcut. Da, ne-am pregătit foarte mult pentru evaluare și sper să nu am nicio greșeală. Subiectele de la matematică mi s-au părut foarte ușoare. Chiar mai ușoare de la subiectele de la română scris, română citit. Îți place matematica? Da. Astăzi la matematică a fost totul ușor, numai că am rămas puțin pe gânduri cum să rezolv unele lucruri la matematică. O probă a fost un pic o dificultate acolo, dar până la urmă mi-am dat seama ce am de făcut. Mi s-au părut mai ușoare și am terminat mai repede decât mă așteptam, decât la română scris și la română citit. Acolo, la română scris, am avut puține emoții pentru că nu știam cum o să fie dacă o să greșesc și la română citit la compunere mai mult dacă o să am greșeli, dacă așa, dar sper să nu am așa de multe și să am note bune. Mie mi s-a părut că proba de la matematică de azi a fost ușoară. A fost ușoară exercițiile? Da, dar la scris a trebuit să mă gândesc puțin la felicitare și la compunere. Matematică, te-ai pregătit? Ai făcut exerciții? Nu m-am pregătit, dar totuși m-am descurcat. Îmi place matematica, doar că materia mea preferată este română. Îmi place română. Te-ai încadrat în timp? A fost puțin timp? Cum mie mi s-a părut că a fost destul timp ca să termin. De azi au fost, nu pot spune, cele mai ușoare. De puțin greuțe, nu foarte mult. Dar te-ai descurcat? Da. Le-am făcut. Ai avut emoții? Nu. Ți era teamă? Nu, la primul test am avut emoții, dar după ce l-am dat nu am mai avut. Acum te bucuri că ai terminat? Da. La final de an trebuie să o dăm, da, de obligatorii de asta. Oricum și dacă nu era obligatoriu o dădeam. Fost ușoare subiectul? Da.
Unele mai grele, unele mai ușoare. Emoții? Nu am avut multe emoții, dar câteva, nu așa de multe. Îți place matematică? Da. Așa de ușoare. Credeam că o să fie ceva mai greu, dar de fapt m-am înșelat și era ceva mai ușor. Testele sunt evaluate în cadrul unităților de învățământ, unde au fost susținute aceste probe în termen de cel mult 7 zile de la data ultimului test. La matematică și explorarea mediului, subiectele au fost clare pe înțelesul elevilor. Ei au făcut față gradului de dificultate și s-au încadrat în timp. De fapt, astăzi proba s-a desfășurat cu puține emoții, pentru că aceste emoții s-au spulberat de la o zi la alta, astfel încât ei și-au dat seama după prima zi de evaluare că vor face față și că subiectele nu îi vor pune în dificultate. Urmează etapa de corectare a testelor elevilor. Apoi vor fi anunțate individual părinților copiilor, urmând a se propune niște planuri de remediere acolo unde este cazul. Dar noi spunem că nu va fi cazul foarte mult, pentru că ne-am pregătit, poate spunea unii copii că nu exact pentru evaluare, dar noi ne-am pregătit tot anul, am lucrat și teste pregătitoare. Rezultatele la aceste testări vor fi comunicate elevilor și părinților și nu se trec în catalog. Acestea vor fi valorificate la nivelul școlii prin elaborarea planurilor individualizate de învățare pentru îmbunătățirea competențelor.